Bun găsit, sunt Cătălin Gora și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Bărbatul reținut acum 3 luni la frontieră cu peste 500.000 de euro de euro în valiză a fost trimis în judecată, iar banii confiscați. Anunțul a fost făcut de procurorii de la cauze speciale, care instrumentează dosarul de contrabandă cu valută străină. Valiza tixită cu bancnotă de euro a fost ridicată în luna octombrie la Vama Sculeni, de la un bărbat considerat a fi din anturajul lui Lanșor. Oamenii legii cred că banii urmau să fie folosiți în campanie electorală pentru alegerile locale. Atunci, bărbatul de 60 de ani sosise la intrare în țară dis de dimineață, la volanul unei mașini de lux, și le-a spus vameșilor că nu are nimic de declarat. Totuși, oamenii legii nu l-au crezut pe cuvânt, i-au verificat automobilul, iar în portbagaj a fost găsită valiza plină cu bani. Pentru infracțiunea comisă, bărbatul riscă închisoare de la 4 la 10 ani. E de menționat că atât timp cât nu există o decizie definitivă de judecată, suspectul se prezumă a fi nevinovat. În prezent, urmărirea penală continuă și în privința altor persoane care ar fi putut participa în schemă. Procurorii însă refuză să divulge numele acestora. Un magistrat suspendat și cercetat anterior pentru luare de mită revine în funcție la Curtea de Apel Chișinău. Ne referim la Sergiu Arnăut, acuzat că ar fi luat 20.000 de euro de la avocatul Valerian Mânzat pentru ca să-l scape de pușcărie. Decizia de a-l repune în sistem a fost luată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii, după ce Arnăut a fost achitat de colegii de la Bălți. Cu 7 voturi pro, 0 împotriva ale membrilor prezenți, prin asemenea hotărăște. Se admite parțial cererea judecătorului Sergiu Arnăut referitor la anularea suspenderii din funcție cu repunerea în toate drepturile avute anterior suspenderii. Se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Sergiu Arnăut de la Curtea de Apel Chișinău, dispusă prin hotărârea CSM numărul 813, fracție 36, din 12 decembrie 2017, în rest cererea se respinge ca neîntineată. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile. Sergiu Arnăut a fost suspendat din funcție de judecător pe 12 decembrie 2017, fiind cercetat pentru 4 episoade de trafic de influență și corupere pasivă. Dosarul a fost deschis după ce a fost depus un denunț pe numele său. După un proces de durată în noiembrie 2022, judecătoria Bălți a pronunțat o sentință de achitare a magistratului Sergiu Arnăut pe toate cele 4 episoade, din motiv că fapta inculpatului nu a întrunit elementele infracțiunii. Cu o zi înainte de adunarea generală a procurorilor, premierul a solicitat mai multă implicare, astfel încât să fie ales în sfârșit Consiliul Superior al Procurorilor. Apelul vine după ce în luna august ședința a fost amânată. Mă adresez și procurorilor. Știu că pe data de 22, adică mâine, aveți adunarea generală a procurorilor și vreau să încurajez participarea dumneavoastră. În sfârșit, să alegeți pentru prima dată, există această oportunitate să alegeți un organ de autoadministrare care să vă reprezinte și care, într-adevăr, să înfăptuiască curățarea sistemului și organizarea corectă a sistemului procuraturii. Și eu sunt sigur că și dumneavoastră vă doriți ca societatea să respecte instituția procuraturii. Iată că mâine aveți oportunitatea să demonstrați că toți sunteți parte a acestui efort pe care societatea îl așteaptă. În cursa pentru cele 5 fotolii de membru CSP au fost admiși 7 candidați. Aceștia sunt procurori care au trecut de testul integrității, numit și pre-vating. Ședința de mâine este o continuare a celei din august, când s-a decis amânarea alegerii membrilor CSP. Solicitarea a fost făcută de 3 procurori care au picat testul de integritate, dar între timp au contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție și au obținut câștig de cauză. Un bărbat de 37 de ani a urcat beat criță la volan și a fost prins pe un drum dintr-o localitate de Sângerei. Individul a fost tras pe dreapta de inspectorii de patrulare, iar în cadrul cercetării s-a stabilit că acesta avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 11 ori, mai mare decât norma admisibilă. Strage aer în piept, faci o sufrare. Gata. Ce-a tăiat să uiți? Nu, nu te.
Potrivit poliției, individul conducea o Kia pe un drum din satul Răzălai, iar felul cum se deplasa le-a atras imediat atenția inspectorilor de patrulare, care l-au tras pe dreapta. Imediat ce a deschis portiera, polițiștii au simțit un miros puternic de alcool și au decis să-l testeze pe șofer. Rezultatul a arătat o concentrație de alcool în aerul expirat, cu mult mai mare decât permite legea. În consecință, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru condus în stare de ebrietate, iar automobilul a fost trimis la parcarea specială. Beat la volan, a fost prins și un bărbat în vârstă de 63 de ani, care a fost observat circulând haotic cu un Volkswagen prin localitatea Grimancăuți, de raionul Briceni. După ce a fost oprit și testat cu aparatul Dragger, s-a constatat că bărbatul era în stare de ebrietate, având o concentrație de alcool în aerul expirat de 0,46 de miligrame per litru. În consecință, șoferul a fost înlăturat de la volan, iar mașina a fost dusă la parcarea specială. Se dădeau drept angajații unei asociații de caritate, mergeau acasă la persoane în etate și le oferau anumite bunuri, iar pentru asta le cereau o sumă simbolică de bani. După ce identificau locurile unde oamenii păstrau banii și bijuteriile, în special din aur, unul dintre indivizi avea grijă să le distragă atenția, iar al doilea fura tot ce îi cădea sub mână. Bărbaților le-a venit de hac poliția, care într-un final i-a reținut. Doi bărbați de 32 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți în flagrant de ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Râșcani pentru comiterea unui furt. Polițiștii au stabilit că suspecții timp de aproape o lună ar fi comis 4 furturi din locuințe. Prin acțiunile lor au cauzat un prejudiciu părților vătămate de 110.000 de lei. Pentru infracțiunile comise, suspecții riscă amendă în mărime de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240, ori chiar până la 4 ani de închisoare. O explozie produsă în bucătăria unei familii din satul Blindești, Ungheni, a băgat în spital un bărbat de 61 de ani care s-a ales cu arsuri la mâini. Totul s-ar fi întâmplat din cauza unei acumulări de gaze de la aragazul defect. Tot pe mâna medicilor a ajuns și un bărbat care a vrut să aprindă focul din casă cu combustibil. În context, pompierii atenționează oamenii să fie cât mai prudenți și să verifice fiecare instalație din casă. Primul caz a fost înregistrat pe 20 decembrie în localitatea Blindești, raionul Ungheni. Aici un bărbat în vârstă de 61 de ani a primit arsuri de gradul 3 și 4 la membrele superioare. În timpul deflagrației produse în bucătăria locuinții, ca urmare a scurgerii de gaze de la aragazul defect. La fața locului s-au deplasat 2 echipe de salvatori care au stabilit că incendiul în locuință nu s-a produs. Persoana în stare stabilă a fost preluată de echipa de medici și transportată la Spitalul Regional pentru îngrijiri de rigoare. Al doilea caz a avut loc în seara zilei de ieri, în satul Lopatnic, raionul Iedineț, unde un bărbat în vârstă de 51 de ani a suferit arsuri de gradul 1 la membrele superioare și regiunea feței. Potrivit informațiilor înregistrate, acesta a încercat să aprindă focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil, iar din imprudență, hainele bărbatului au luat foc. Persoana a fost transportată la Spitalul Raional, fiind în stare stabilă. Potrivit pompierilor, incendiul în casă nu s-a produs. Toate circumstanțele producerii incidentelor urmează a fi stabilite de specialiști. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la utilizarea instalațiilor ce funcționează pe bază de gaze naturale, dar și altor surse de încălzit locuințele. De asemenea, recomandările specialiștilor vin și pentru persoanele care utilizează sobele în perioada rece anului. Astfel, pompierii îndeamnă oamenii să nu obtureze canalele de ventilare și să le curețe periodic, dar și să aerisească bine încăperile unde are loc arderea. Mai mult, cetățenii sunt rugați să îndepărteze lucrurile ușor inflamabile din preajma sobelor și să nu utilizeze la aprinderea focului lichide cum ar fi benzina sau motorina. A încercat să facă business în Moldova cu marfă din Germania, însă planurile i-au fost date peste cap. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a avut de dat explicații la frontieră, după ce a fost prins cu mașina burdușită cu produse de igienă. Cazul a fost documentat de către funcționarii postului vamal Leușeni, urmarea verificărilor unui mijloc de transport de model Ford Transit, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova. În urma controlului fizic detaliat în habitacul destinat bagajelor, printre alte bunuri au fost depistate produse de igienă în cantități comerciale nedeclarate organului vamal. Audiat de oamenii legii, bărbatul nu a prezentat actele necesare de însoțire a mărfii și nici nu a putut da un răspuns clar cum a făcut rost de bunuri.
Prin urmare, marfa a fost ridicată și ar putea fi supusă confiscării, iar șoferul riscă să fie sancționat contravențional. Grav accident în stânga Nistrului, un tânăr a scăpat ca prin urechile acului, după ce a doborât cu BMW-ul un pilon de electricitate, iar în consecință s-a răsturnat. Potrivit așa zisei miliției transnistriene, tânărul în vârstă de 22 de ani se afla în stare de ebrietate cu grad avansat. Accidentul s-a produs după miezul nopții pe un drum din Râbnița. Preliminar s-a stabilit că șoferul circula cu viteză excesivă, iar la un moment dat nu a stăpânit automobilul și s-a tamponat într-un pilon de electricitate, inversându-se. Din fericire, acesta se afla singur în automobil și nu a avut de suferit. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul a fost doborât, iar automobilul făcut zob. Individul în vârstă de 22 de ani ar urma să fie amendat și să fie privat de dreptul de a conduce pe o perioadă de până la 2 ani. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!